În secolul nostru, rolul speciilor de sturioane a scăzut dramatic în capturile pescărești. Momentan, calitatea anuală pescuită este aproximativ 27.000 de tone, din care 95-96% este capturată în Rusia. Crescătorile de sturion sovietice amplasează anual milioane de puieți ale acestor specii de pește, prin acest fel completând sporul natural al locurilor de reproducere naturală pierdute în urma construcțiilor hidrotehnice și al poluării. În ultimele decenii s-au obținut rezultate semnificative în creșterea speciilor de sturion în Helesteie. Scopul acestei activități este, pe de o parte, asigurarea creșterii unui puiet adaptat pentru popularea locurilor naturale, de pe altă parte, producerea prin cicluri de producție multianuale de pește valoros pentru comercializare. În creșterea intensivă în Helesteie și în sisteme recirculante se recurge la creșterea mai multor specii de sturion și hibrizii acestora.